Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Fostul deputat român Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare peste Prut, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova și extradat aseară în România. Din a doua încercare, judecătorii au ales astăzi noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii care să-i reprezinte în CSM. 3 oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit aseară într-un bloc din capitală. Un apartament a luat foc. Iar Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Mai multe clădiri au fost lovite și sunt peste 20 de persoane decedate. Fostul deputat român Cristian Rizea a fost extradat în România aseară. Se întâmplă la aproape 5 ani de când a fugit în Republica Moldova, unde s-a ascuns de justiția română, fiind condamnat peste Prut pentru trafic de influență și spălare de bani. Rizea a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. Responsabilii de la Inspectoratul pentru Migrație și cei de la Ministerul de Interne nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune de ce au luat decizia acum. Cetățeanul României Rizea Cristian a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani. Conform procedurilor legale, străinul a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul național de către personalul specializat al Inspectoratului General pentru Migrație. A anunțat instituția subordonată Ministerului de Interne aseară după ora 22. Autoritatea responsabilă nu precizează însă care au fost motivele ce au stat la baza deciziei, dar a scris despre prevederile legislației în astfel de cazuri. Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară, ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică, spun cei de la Inspectoratul General pentru Migrație, menționând că declararea unei persoane indezirabile se poate face fie din oficiu, de către autoritatea competentă, fie la propunerea unor alte autorități din domeniul ordinii publice și al securității naționale care dețin date sau indicii temeinice ce ar demonstra că este pusă în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Am încercat să aflăm de ce decizia a fost luată acum, dar nici responsabilii de la Inspectoratul General pentru Migrație și nici cei de la MAI nu ne-au răspuns la telefon. Poliția de frontieră ne-a confirmat doar că Rizea a fost escortat pe la Vama Leușeni al Bița. Ulterior, Inspectoratul de Poliție al României a anunțat că l-a preluat pe Cristian Rizea, plasându-l într-un penitenciar din Vaslui. Odată ce a pășit în penitenciarul de la Vaslui, Cristian Rizea a intrat într-o perioadă de carantină ce va dura 21 de zile. Iar în acest răstimp, fostul deputat va afla pe de o parte care sunt secretele sistemului penitenciar românesc, dar mai ales va fi evaluat din punct de vedere medical și educațional. Iar după epuizarea celor 3 săptămâni, fostul politician condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni de închisoare va afla și regimul în care va trebui să-și ispășească pedeapsa, iar în cazul său, spun surse oficiale, acest regim va fi unul închis. Avocatul lui Rizea nu ne-a răspuns astăzi la apeluri. Fostul deputat român a fugit în Moldova în 2018 după ce a fost condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Aici a obținut cetățenia printr-un decret semnat de fostul președinte Igor Dodon, care la sfârșitul anului 2020 l-a și anulat. Ulterior, Rizea a fost reținut pentru extrădare. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât a contestat decizia prin care i-a fost anulată cetățenia. La sfârșitul lunii decembrie, magistrații de la Curtea de Apel au respins apelul privind acordarea azilului pe numele lui Cristian Rizea în Republica Moldova. Tot atunci, instanța a decis că decretul fostului președinte Igor Dodon, care i-a retras cetățenia, nu va fi suspendat. În prezent, Rizea este acuzat că a indicat date false în cadrul procedurii de dobândire a cetățeniei, infracțiune ce se pedepsește cu amendă de până la 47.500 de lei sau închisoare de până la un an. Rizea nu și-a recunoscut vina. La fel, în instanța de fond, Rizea are pe rol câteva dosare în care este învinuit de defăimare.
Luat la întrebări de un localnic din Orhei, premierul Dorin Recean nu a avut răbdare să răspundă la toate și i-a întors spatele, nu înainte de a-i face o observație. Prețurile care sunt la ziua de azi, energie și gaz, așa mai departe. Sunt încheiat, am ia contracte, 6 luni cu ciurganul de lumină electrică. Și eu am socotit că cu prețul ăsta de 60 și ceva de dolari, nu știu câte acolo, să îmbrac un leu și ceva de capici, vreau zic să îmbrac așa prețul. Dar spun întrebarea, dar 2 lei și ceva, care, până la 3 lei și ceva care noi plătim, unde-s banii și... Dar dacă noi, ca societate, am să jăluim și am să ne urlăim permanent, nici n-am să realizăm. Prim-ministrul avea planificată și o întâlnire cu primarii din Orhei, dar i-a fost interzis accesul în clădirea Consiliului Raional. De ce? Aflați în jurnal. Judecătorii au ales. Consiliul Superior al Magistraturii are 4 membri noi. Colega noastră, Francesca Gândea, a urmărit cum s-a desfășurat astăzi adunarea generală a judecătorilor și vine cu detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Daniela, bună ziua tuturor. Adunarea generală a judecătorilor s-a încheiat acum 20 de minute. Într-un final, judecătorii și-au ales membrii în Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, cele mai multe voturi le-a obținut judecătorul Șchiopu Vasile de la Judecătoria Ungheni, magistrații Ioana Chironeț și Frunze Maria de la Judecătoria Centru, dar și judecătorul Sergiu Caraman de la Judecătoria Criuleni, totodată în calitate de membru supliant al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost semnată Mitrofan Livia. Candidații au fost numiți în funcție pe un termen de 6 ani. Aceștia au fost votați de circa 300 de judecători prin vot secret. Am discutat cu toți candidații și ne-au spus că principalele obiective sunt deblocarea situației de la Curtea Supremă de Justiție și suplinirea numărului de judecători. Adunarea generală a judecătorilor de astăzi a început la ora 10, aici la sala Cuorga. Ea a fost întreruptă pe data de 17 martie, atunci când judecătorii au declarat că așteaptă deciziile Curții Supreme de Justiție în privința candidaților care au contestat deciziile Comisiei Preveting. Acestea sunt informațiile. Cu detalii revenim în jurnalele următoare. Daniela. Francesca, îți mulțumesc. 3 persoane și-au pierdut viața, iar una a ajuns la spital în urma unui incendiu puternic produs aseară în capitală. A fost nevoie de 5 echipaje de pompieri pentru a stinge flăcările. Deocamdată nu a fost stabilită cauza izbucnirii incendiului. Din imaginile video publicate pe rețelele de socializare se vede că apartamentul arde ca o torță. La fața locului au intervenit 5 echipaje de pompieri pentru a stinge focul. Locătarii blocului de locuit au fost evacuați. Au venit pompierii și au bătut în ușă și ne-au spus că luați-vă actele, închideți gazul, închideți lumina și ieșiți toți afară. Incendiul a izbucnit în acest apartament de la etajul 7 al blocului de locuit de pe strada Pietrarilor. Flăcările au distrus o bună parte a locuinței și au ajuns până la ușa de intrare, unde vedem urme de fum. Polițiștii au sigilat ușa, limitând accesul în interior. Apartamentul de la etajul 6 a fost inundat în urma misiunii de stingere a incendiului. Și tot casa a fost plină cu apă. Colorează-l puțin pe apă. Să că până la 5 dimineața am făcut curățenie în apartament. Și acum nu știu ce să facem. Locatarii blocului sunt îngroziți de cele întâmplate și spun că în acel apartament s-au mai produs incendii. Cădeau bucăți jarate, că bucătoașii de sus la mine era fereastra deschisă, ușa la cameră. Nici n-am văzut că se întâmplă afară. V-ați speriat? Ei, speriat că tremurăm, parcă avem liharatcă. Cunoașteți cine locuia în apartament? Un bărbat singur. Și la dânsul erau, vineau boșchetari. Trăiau acolo la dânsul, îl hrăneau, el de-a și mi-i ține pe dânsul. Toți au venit, toți bieți erau. Nu-i prima dată când la dânsul arde, dar data asta chiar... Apartamentul aparține unui bărbat în vârstă de 60 de ani. Acesta a fost salvat de pompieri și transportat la Spitalul Sfânta Treime din capitală, fiind intoxicat cu monoxid de carbon. A fost internat în secție de toxicologie, la moment starea lui satisfăcătoare, continuă tratament. 3 persoane au fost găsite fără suflare într-una din camerele apartamentului. Identitatea acestora urmează a fi stabilită. Cauzele producerii incendiului se investigează.
Vizită cu interdicții la Orhei. Premierul nu a fost lăsat să intre în sala de ședință a Consiliului Raional, unde a chemat primarii pentru discuții. Astfel, aleșii locali au stat în picioare pe holurile primăriei și s-au plâns de problemele pe care le au. Și localnicii pe care i-a întâlnit Dorin Recean au vorbit despre prețurile mari la energie și pensiile mici. Premierul i-a îndemnat să nu se plângă și, fără să-i asculte până la urmă, a întors spatele și a plecat. Prețurile care sunt la ziua de azi, energie și gaz, așa mai departe. Încheiat am ia contracte pe 6 luni cu ciurganul de lumină electrică. Și eu am socotit că cu prețul ăsta de 60 și ceva de dolari, nu știu câte acolo, să îmbrac un leu și ceva de capici, vreau zic să îmbrac așa prețul. Dar spune întrebarea, dar 2 lei și ceva, care, până la 3 lei și ceva care noi plătim? Avem posibilitatea să ne orlăim, să ne jăluim, să îmblăm cu colindatul sau avem posibilitatea să ne mobilizăm și să lucrăm. Dar dacă noi, ca societate, am să jăluim și am să ne orlăim permanent, nici nu am să realizăm. Și după această replică, premierul a refuzat să mai răspundă la întrebările bărbatului. Și încă două întrebări. Deja le-ați epuizat. Nu, vă rog. Iar înainte de a întoarce spatele, i-a recomandat să se înregistreze în audiență și i-a făcut o observație. Dar dumneavoastră încă nu vă faceți bine aritmetica. Să vă luați un calculator de ăsta electric, pentru că văd că cu... electronic, pentru că văd cu abacul să ați cam dat un bar. Îmi pare rău că nu vreți să ascultați încă acele două întrebări. După această discuție cu un localnic din Orhei, premierul avea planificată o întâlnire cu primarii din raion, în clădirea Consiliului Raional. Accesul în sala de ședință însă nu i-a fost permis, așa că întrunirea a avut loc pe holul primăriei. Cei prezenți au stat în picioare și și-au spus problemele. Domn prim-ministru, dar 70% din populație suntem în sărăcie. Domn Victor, vreți să vă rugați atât pe scara ce? Da. Da, ia de acolo, vă rog. Nu, eu mă urc aici. Nu, că eu acum îmi plec și nu o să-ți rămâneți singur. Și vă explic de ce. Da? Iată, noi aici ne-am adunat să rezolvăm probleme. Înțeleg problema dumneavoastră. Că guvernul funcționează și noi suntem foarte atenți cu grijile oamenilor. Sigur că trebuie să fie organizat. Îmi pare rău ca orheian că așa s-o primit. Trebuia să mergeți la Consiliul undeva, într-o sală. Trebuie în sala primăriei, am fost anunțat, au închis accesul. În tot acest timp, președintele Consiliului Raional, membru al partidului Șor, a vorbit într-un live pe Facebook că accesul a fost restricționat pentru că vizita nu a fost coordonată. Faima actualului prim-ministru de pe timpul când era în slujbă la guvernul Filat, ca ministru al de interne, vă aduceți aminte faimosul slogan de atunci cu capul de asfalt. Așa se exprima actualul prim-ministru despre cei care cumva îndrăzneau să aibă opinie separată. Că unii fac politică din vizita primului ministru la Orhei, nu mă deranjează. Alții, cu 7 ani de lor de acasă, altă treabă. Și pentru că anterior, Ilan Șor a promis să transforme Orhei în Monaco, după vizita sa în oraș, premierul spune că... Pe dânsul nu-l duci capul și nici nu are capacitățile să facă Monaco. Ceea ce el poate să facă este să fure de undeva și să toarne asfalt în altă parte. Locuitorii din orașul Orhei spun că nu au știut despre vizita prim-ministrului. N-a știut că a venit, avea să-i dau întrebări și chiar să-l iau la mine acasă. Chiar să-l iau la mine acasă, îi deschid șcaful, să vadă cu ce trăiesc. El are băietul că așa străiască de la făină la slănină l-a pus. Dar au venit cu mesaje pentru Dorin Recean. Sărășie miecul lui nu scombă. O să oameni trăiesc greu, nu rău. Dar credeți că aceste vizite ajută cu ceva? Ajută, desigur. Eu, oricum, să întâlnești cu poporul, cu... numai decât să... Măcar cât de cât, măcar de Dumnezeu, măcar 0,05% dintre asta și să face să ajungă la conștiința lor acolo sus, la... Ce mesaje ați transmite, dacă l-ați fi văzut? Premierul. În primul rând, la tot sănătate le doresc. Și lui Șor, și lui Rician, la toată lume. Au urmat și vizitele la unele întreprinderi din raionul Orhei, care însă au durat doar câteva minute. Aceasta este a 5-a vizită în teritoriu a premierului. A furat o mașină, a provocat un accident la o stație Peco și a fugit de la locul faptei. Nu
Șoferul a fost reținut la scurt timp. Mai multe despre accidentul cu mașina furată aflați în câteva minute. Rusia a lansat azi dimineață un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei. Au fost bombardate mai multe regiuni centrale și sudice, inclusiv capitala Kiev. În orașul Uman, din regiunea Cercase, o rachetă a lovit un bloc de apartamente. Cel puțin 19 persoane au fost ucise și 18 rănite. La Dnipro, o femeie și un copil de 2 ani au fost uciși. În jurul orei 4 dimineața, una dintre rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina a lovit acest bloc de locuit din orașul Umani, din regiunea Cercasă. Momentul în care racheta lovește clădirea a fost surprins de martori. Racheta popala în azi două. Mersi în crâmbie, ea de staia. Și știu că am emelă. Тут спали діти. Добре, що ми всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Я вас не довіжу, не довіжу. Ракета a lovit clădirea când oamenii dormeau. Printre morți sunt și doi copii de 10 ani. Скільки людей знаходиться під завалами, наразі невідомо. Пошукова операція триває. На місці працюють рятувальники, так і добровольці, люди, які просто прийшли допомогти. În imagini se vede că toate mașinile parcate în fața blocului au fost făcute scrum. Ministrul de Interne al Ucrainei a mers dimineața în Umani pentru a supraveghea operațiunile de salvare. La Dnipro, o rachetă a lovit o casă privată. O femeie de 31 de ani și copilul ei de 2 ani au fost uciși. Alte două persoane au fost rănite. După o pauză care a durat 51 de zile, rușii au lansat un nou atac cu rachete și asupra capitalei. Un copil a fost rănit în orașul Ucrainca din regiunea Kiev, după ce rămășițele unei rachete au avariat o clădire rezidențială. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că trupele ruse au atacat Ucraina cu avioane strategice Tu-95 din Marea Caspică și au folosit rachete de croazieră greu de detectat. Apărarea aeriană a distrus 21 din 23 de rachete, 11 proiectile în spațiul aerian al Kievului. Pe lângă rachete au mai fost doborâte încă două drone. Bombardamentele vin la o zi după ce Kremlinul a declarat că salută orice lucru care ar putea aduce mai aproape sfârșitul conflictului din Ucraina, precizând însă că mai trebuie să atingă obiectivele așa numitei operațiuni militare speciale în Ucraina. Rusia a comentat atacul masiv de azi asupra Ucrainei și spune că nu a lovit zone civile, ci puncte de desfășurare temporară a militarilor ucraineni. La rândul său, Moscova acuză Kievul că a bombardat în această după-amiază centrul orașului Donetsk, aflat sub controlul rușilor. Se raportează că 7 persoane au murit după ce un proiectil a nimerit într-un microbus de rută. După atacul masiv cu rachete rusești de dimineață, Moscova acuză Kievul că a bombardat centrul orașului Donetsk, presa rusă difuzând imagini și reportaje ample. Un irmah Ucraina. Zgarila niestelka mașin. Is ranini. I pagibshi, sa jalini. Un proiectil a lovit un microbus de rută, iar 7 persoane care se aflau în interior, printre care și un copil, au murit. В автобусе были мирные жители, погибли.
Primarul din Donețk, numit de autoritățile ruse, a spus că mai multe localități din regiune au fost bombardate, fiind avariate un spital și clădiri de locuințe. Partea rusă acuză forțele armate ale Ucrainei de atac, în timp ce statul major general de la Kiev nu confirmă acest lucru. Presa ucraineană subliniază însă că Rusia bombardează întotdeauna regiunile ocupate după o lovitură masivă cu victime pentru a devia atenția de la tragedie. Ucraina este pregătită pentru contraofensiva mult așteptată împotriva forțelor rusești, a declarat azi ministrul apărării de la Kiev. Oleksiy Reznikov nu a dat niciodată, dar a spus că de îndată ce vremea va permite și va exista o decizie a comandanților, aceasta va începe. În așteptarea contraofensivei, rușii au construit fortificații pe 10 de kilometri în sud-estul Ucrainei, până la poarta Crimeei. Contraofensiva ucraineană intră în linie dreaptă, vehiculele de luptă promise Ucrainei au fost livrate, iar trupele își încheie pregătirile. В глобальному сенсі, там в високому відсотковому режимі ми готові. Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів, ми це зробимо. Potrivit lui Reznikov, Ucraina a primit din Occident suficiente arme și echipamente pentru o contraofensivă, dar militarii încă nu le stăpânesc. Сама техніка оголошена, підготовлена і частково доставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже екіпажі разом з ними прибудуть тоді, коли буде визначено вже главкомом. Potrivit коментаріїлор де пе блогуріле мілітаре русешт, Москва се теме, ка Україна ва ланса о контраофенсива кяр пе 9 май де зіва Вікторієй, кънд ін капітала ва фі організата куноскута парада мілітара, доар ка пъна акум, ін анумите зоне, время ну паре са ле фіе фаворабілă украиненілор. Якщо вогнюка, то далеко не заїдеш. Вибір дуже ограничений, в поля не поїдеш. Ми працюємо в основному з шосе, тобто дороги, з асфальта. БМП, танки стрянуть, ну, таку цю, тобто про якийсь там наш наступ не можемо мовити в таку погоду. Затягування з поставками, ну, якби все розтягує в часі. Ну, відповідно, багато людей гине, які можна було б ці життя зберегти. Până la sosirea noilor arme din Occident, soldații de pe front folosesc echipamente sovietice, repară absolut tot ce este deteriorat, inclusiv și tancurile pe care rușii le lasă în urmă pe câmpul de luptă. Т-62, 70-річний дедушка, да, який ми теж коли забрали у рашистів. Поки ми чекаємо від наших западних партнерів справжні леопарди, ми користуємося цим леопардом і ласкаво називаємо його Леопольд. Șeful NATO spune că peste 98% dintre vehiculele de luptă promise Ucrainei au fost deja livrate, adică 1550 de blindate, 230 de tancuri și alte echipamente, inclusiv cantități mari de muniții. Analiștii militari afirmă că este posibil ca unul dintre principalele obiective ale contraofensivei ucrainene ar putea fi străpungerea unui coridor terestru sudic între Rusia și regiunea Crimeei anexată în 2014. Recucerirea întregii regiuni Kherson ar fi un pas important pentru atingerea acestui obiectiv și există semnale că se fac pregătiri în acest sens. Grav accident la o stație Peco din Steuceni. Un tânăr a furat noaptea trecută o mașină de lux și a intrat cu aceasta într-o bară de suport a unei pompe de combustibil. În urma impactului, automobilul s-a răsturnat, iar șoferul a fugit de la locul faptei. La scurt timp însă acesta a fost găsit și reținut. Șoferul s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani. Făptașul a furat mașina de model Ford Mustang de pe teritoriul unei spălătorii auto de pe strada Ciuflea din capitală. Apoi, din motive deocamdată neclare, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu automobilul într-o bară de suport a unei pompe de combustibil de la stația Peco, iar după impact mașina s-a răsturnat. Toate cauzele producerii incidentului se stabilesc. În Spania a fost înregistrată cea mai călduroasă zi a lunii aprilie din istoria țării. Au fost aproape 40 de grade în Andaluzia. Ya verá cómo se fue verano. Cuando llegue el verano pues hará mucho sufrimiento, vamos encima cada vez hay menos agua.
În timp ce localnicii sunt îngrijorați de cum va fi la vară, turiștii sunt încântați de vremea caldă. Mai multe imagini vedeți în jurnal. În ciuda apariției de ieri prin videoconferință la inaugurarea primei centrale nucleare a Turciei, zvonurile precum că președintele Erdogan este bolnav se amplifică. El apare în imagini cu un aer obosit și istovit, iar presa scrie că și-a anulat discursurile de campanie până pe 3 mai. Între timp, candidatul opoziției îl devansează în sondajele preelectorale. Recep Tayyip Erdogan, suferind de marți din cauza unui virus intestinal, a apărut istovit la televizor pentru a inaugura prin videoconferință împreună cu Putin prima centrală nucleară turcească. În imagini, Erdogan apare tăcut și fără a schița vreo mimică, ascultându-l prin videoconferință pe omologul său rus, Vladimir Putin, care îl elogiază. Помните, дорогой друг, когда 5 лет назад вы ставили задачу приурочить это событие к 100-летнему юбилею Турецкой Республики? Помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно. Путин a făcut aceste declarații într-o ceremonie de inaugurare a primei centrale nucleare din Turcia, construită de către Rusia. И так Турция является избранной страной из тех стран в мире, которые пользуются атомной энергией. Această demonstrație clară de susținere din partea lui Putin intervine în contextul în care Recep Tayyip Erdogan se află în plină campanie în vederea alegerilor, care ar putea fi cele mai dificile de când a ajuns la putere în 2003, un dublu scrutin prezidențial și legislativ la 14 mai. Aceasta a fost prima apariție a lui Erdogan în public după o deteriorare bruscă a sănătății sale. La un moment dat au existat zvonuri că Erdogan a avut un atac de cord. Autoritățile turce au fost nevoite să nege de urgență zvonurile, dar au făcut-o atât de stângaci încât mai există întrebări, transmite CNN. Oricum, discursurile de campanie ale lui Erdogan au fost anulate până pe 3 mai. Candidatul opoziției îl devansează pe Erdogan în sondajele preelectorale, transmite Nehta. Vladimir Putin are interdicția de a intra în Republica Moldova. Pe lângă președintele rus, pe lista persoanelor nedorite în țara noastră, sunt mai mulți oficiali și cetățeni ai Rusiei, anunță prim-ministrul Dorin Recean. La scurt timp după aceste declarații, Moscova a venit cu o reacție scandaloasă. Dmitri Medvedev a spus că Moldova nu mai există ca stat și a acuzat autoritățile de la Chișinău că au vândut țara. Ministerul de Externe a calificat declarațiile drept inacceptabile. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, fiind din nou convocat pentru explicații. Prim-ministrul Dorin Recean a menționat clar că în Republica Moldova există o listă de cetățeni din Federația Rusă cărora le este interzisă intrarea în țară și noi tot îi trimitem înapoi în țara de origine. Lista nu este publică și nimeni care nu trebuie să intre, nu intră. Tot cei care propagă și seamănă război nu sunt bineveniți. Printre persoanele nedorite în țara noastră este și președintele rus Vladimir Putin. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat la scurt timp folosind din nou retorica agresivă și amenințătoare a Rusiei. Acesta a scris pe canalul său de Telegram că nimeni nu intenționează deocamdată să meargă în Republica Moldova. Medvedev a mai adăugat că țara noastră nu mai există, acuzând autoritățile de la Chișinău că au vândut-o. Responsabilii de la Ministerul de Externe au catalogat drept inacceptabile declarațiile părții ruse și au menționat că nu le vor comenta. Totodată, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov, a fost convocat pentru explicații. La începutul săptămânii, Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat că un angajat al ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persona non grata, ca răspuns la expulzarea din Republica Moldova a unui reprezentant al ambasadei Rusiei la Chișinău. Se întâmpla pentru că acesta a manifestat un comportament nepotrivit la aeroport după ce o delegație din Federația Rusă, în frunte cu liderul Republicii Tatarstan din componența Federației Ruse, a primit refuz de a intra în țara noastră. Relațiile dintre Chișinău și Moscova au devenit tensionate după declanșarea războiului în Ucraina. Autoritățile de la noi au condamnat în repetate rânduri invazia rusă, iar amenințările din partea Kremlinului nu încetează nici până astăzi. Conducerea de vârf a țării a anunțat anterior că Rusia duce un război hibrid în Moldova, fiind zădărnicite de mai multe ori încercările acesteia de a destabiliza situația din țara noastră.
Cea doua a condamnat Rusia pentru războiul de 8 zile provocat în Georgia în 2008 și a obligat-o să achite despăgubiri de circa 130 de milioane de euro. Judecătorii europeni au considerat că a fost dovedit faptul că Rusia a tolerat în timpul acelui conflict acte contrare Convenției Europene a Drepturilor Omului, cum ar fi uciderea civililor, incendiile, tratamentele inumane și degradante, arestările arbitrare și tortura. Cea mai mare parte a despăgubirilor, 115 milioane de euro, urmează să revină celor 23.000 de georgieni care au fost împiedicați să se întoarcă la casele lor din Osetia de Sud și Abhazia. Nu este prima dată când CEDO condamnă Rusia pentru crime comise în conflictul din 2008, însă Moscova nu respectă aceste sentințe. După invazia Ucrainei, Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună ziua! Bună ziua, Daniela! Cum ești? Sunt bine, mă bucur că astăzi este vineri și în sfârșit o să am timpul bine meritat să mă odihnesc, dar tu? Eu vreau să-ți spun că te aștept în câteva clipe la O seară perfectă, pentru că astăzi vin la noi băieții de la Acord. Începem cu ei această seară cu o piesă minunată care îi se numește Ploaia. Bănuiesc că au fost inspirați de ploile care tot au fost, cred că, vreo 10 zile la noi. La fel o să vină și Dana Rogovski cu un videoclip în premieră care se numește Tandem și am pregătit multe alte reportaje interesante, așa că în câteva minute vă aștept cu mare drag la O seară perfectă. Olga, îți mulțumesc. Vremea extrem de caldă s-a instalat în unele regiuni ale Europei. În Spania, pentru prima dată în istorie, temperatura a ajuns la aproape 40 de grade în aprilie. În Portugalia, termometrele au indicat ieri peste 30 de grade. Vremea neobișnuită de caldă pentru această perioadă a anului s-a instalat în Andaluzia și în alte provincii sudice ale Spaniei. Aproape 40 de grade au fost ieri după amiază la Córdoba, iar la Sevilla, unde s-au înregistrat 37,8, un cal înhămat la o caleașcă a murit din cauza vremii caniculare. Imagini postate pe rețelele de socializare au surprins calul în timp ce agoniza și trecători adunați care încercau să-i dea să bea apă. Încercările lor de a-l resuscita au fost zadarnice, iar animalul care s-a dovedit că era bolnav a murit mai târziu. Acest val de căldură este considerat istoric. Temperaturile asemănătoare cu cele din iulie îi fac pe locuitori să se teamă de sosirea verii. Era cum și fost veranul. Când llegue el verano, pues ahora mucho sufrimiento, encima cada vez hay menos agua. Para el mes que es todavía tenía que estar lloviendo ahora, no. Turiștii sunt însă încântați de temperaturile generoase din aprilie, mai ales cei din Marea Britanie, unde e frig și plouă mai mereu. Love it, absolutely. It's been so cold and wet at home. Even the day we went to the airport, it was raining. 10 degrees, pouring with rain and windy. And then we landed in Almeria, beautiful sunshine. It's lovely. Și turiștii aflați la Lisabona au fost alintați de temperaturi de vară care au trecut de 30 de grade. We do love it, but it's really early and it's really hot. Din cauza căldurii timpurii, autoritățile se tem și de incendiile de pădure care anul trecut au provocat pagube în toată Europa. Franța a început să se pregătească să le combată cu o lună mai devreme decât de obicei. Salvatorii efectuează exerciții care implică echipamente terestre și aeriene. O iarnă neobișnuită de uscată se adaugă acum la alarmă. Din cauza precipitațiilor rare, solul se usucă. Spania a avut precipitații mai puțin decât media timp de un an și jumătate. Acest lucru a provocat deja o secetă. Rezervoarele sunt doar pe jumătate umplute, iar în unele regiuni din nord-estul și sudul țării doar pe un sfert. Președintele american Joe Biden a fost luat la întrebări de 10 de copii în cadrul unei conferințe de presă. Micuții au fost primiți la Casa Albă cu ocazia zilei Ia-ți copilul la serviciu, sărbătorită în SUA. Unii chiar au preluat postul de muncă al părinților. Casa Albă și-a deschis astăzi ușile pentru sute de copii. I want to thank you all you kids for bringing your parents to work. Președintele Joe Biden a participat la o conferință de presă și a răspuns la toate întrebările copiilor. Unele chiar l-au pus pe gânduri pe liderul de la Casa Albă. What's my favorite ice cream flavor? I may be among the dullest presidents of the world because I'm known for two things.
my Ray-Ban sunglasses and chocolate chip ice cream. How did you become a president? I became a president by going asking people like your mommy and daddy, what's it like being president? Well, first of all, it's probably the greatest honor anyone in America can have bestowed on them. Copiii angajaților de la Casa Albă au luat azi locul părinților, așa că au fost și agenți de pază ai președintelui Biden, îmbrăcați la patroace și cu ochelari de soare. În total, la Casa Albă au fost aduși circa 600 de micuți. Ziua Ia-ți copilul la serviciu a devenit o tradiție pentru americani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!